Das war eine bisschen Deutschstraße dran. Vater und dann in Galat. Deci da, cel mai probabil în urma unui stop tardator am intervenit cu echipajul mort. Au încercat manevre de resuscitare și din păcate au fost nevoiți să dare decesul. Vorbim despre o persoană care a intrat în România în 25 februarie. Era într-un cămin în Galaț, avea 84 de ani și din păcate a decedat în urma cel mai probabil în urma unui stop cardiac. O să vedem, s-a deschis un dosar penal, moarte suspectă. Să fac cercetările și vom anunța rezultatul. M-a întrebat colega dumneavoastră cu privire la acest aspect. Când a fost declarat decesul? Cred că la 40-50 de minute după ce manevrele de resuscitare nu au dat niciun, rezultat în această noapte. Una. Da. A intrat în România în 25. Mulțumim. Stați o secundă, un val de persoane vârstnice urmează să ajungă la punctul de trecere. Mulți dintre ei nu au acces la tehnologie, zbătrâni, nu știu să folosească telefonul, li s-a descărcat bateria, nu se pot descurca. Cum gestionați această situație care va apărea? Noi avem aici translator și ne vom ocupa să îi ajutăm cu translator din ucraineană în română. Am detașat de la alte centre al Inspectoratului General pentru Migrări din țară, pe frontiera de nord și pe frontiera de est, mai mulți colegi, tocmai pentru a reduce timpii de așteptare, de procesare a documentelor. Vreau să spun un lucru foarte clar. Am văzut situații în care mama, spre exemplu, avea pașaport și copiii nu aveau acte. Este necesar să întocmim aceste documente, tocmai pentru că le este de folos lor. Deci, prin ședere în România, și evident, dacă vor să plece mai departe. De asemenea, și, mulțumim frumos,